Salutare tuturor și bine ați venit, sunt David, iar în acest videoclip vă prezint noul aspirator cu acumulator de la Evotools, Gamma Evotools One Epto, cod HGT681354, un aspirator pe care o să-l și testăm, bineînțeles. I-am mai făcut încă un test înainte să vi-l prezint. Deja l-am testat, l-am folosit împreună cu o mașină de șlefuit. Am vrut să văd cum se descurcă la treabă. Haideți să ne uităm puțin mai de aproape la el. Vedem și cu ce vine în pachetul de livrare. După care vă las să urmăriți și câteva teste scurte sau o să le vedeți peste ceea ce vorbim. Acumulatorul se introduce aici în partea din spate. Are această clapetă de care ridicăm puțin și vedem cum intră acumulatorul așa în lateral. Folosește acumulatorii din gama Evotools One Epto, cei mai mari fiind aceștia de 4 amperioră. Nu a apucat să consume nici măcar o liniuță de pe acumulator. Slotul este bine gândit, zic eu, poziționat aici și cu capacul acesta închis pentru că acumulatorul este protejat. În partea de sus avem suporți pentru accesorii, avem mâner și bineînțeles pe partea aceasta altă avem gura de evacuare care are și ea conexiune pentru furtun. Asta dacă ne dorim să și suflăm cu aspiratorul, spre exemplu să ne curățăm. Vedem că avem un rezervor de 20 de litri plus suportul în partea de jos unde se pot monta roțile pe care le primim în pachet. Eu ca să fie mai stabil pe masă nu le-am mai pus. Partea de sus se detașează foarte ușor de bazin. Vedem că avem aceste cleme, le desfacem, după care ridicăm capacul. În interior se regăsește praful, urmeguș și ce am mai aspirat cu el. Iar aici putem să observăm filtru, un filtru care este textil, un filtru destul de mare, care printr-o rotație se poate scoate afară. Vedem că este și cu inserție metalică în interior, nu știu cât de bine se observă. Asta ca să fie un filtru mai rigid. Se găsește de achiziționat, bineînțeles, în comerț, dar în pachet o să primim și un filtru din burete în cazul în care vrem să folosim aspiratorul pentru a absorbi ceva mai umed sau poate chiar apă în anumite situații. Așadar, îl pun aici înapoi, închid clemele și printr-o apăsare de buton el funcționează. Și da, nu face foarte multă gălăgie. Are un furtun destul de scurt, undeva la 1,5 metri, care vine direct cu acest mâner pe el. Practic, o să fie destul de greu de conectat la o unealtă dacă nu folosim un adaptor aici pe furtun sau un alt furtun, bineînțeles, ceva mai lung. El este gândit pentru curățare în atelier, în deplasare, în mașină, pentru că este destul de mic și poți să-l muți foarte repede fără să te împiedici de niciun cablu. În pachetul de livrare primim o tijă din inox extensibilă pentru mâner. Primim acest filtru din burete pe care îl folosim când aspirăm apă. Mai primim talpa de aspirare din partea de jos, care are și, bineînțeles, un cauciuc și peria aceasta în partea din față. Roțile, dacă vrem să folosim roțile, le putem instala foarte ușor, doar se împing acolo în suportul din partea de jos. Un capăt de aspirare îngust pentru zonele mai înghesuite și un capăt de aspirare cu perie. În pachet se mai găsește și manualul de utilizare pe care vă încurajez să-l citiți, în spatele căruia găsim și certificatul de garanție, așadar vă recomand să păstrați manualul de utilizare. Aspiratorul are o construcție bună, după cum ați putut observa, destul de mic și cu un raport calitate-preț foarte bun. Vă las să urmăriți câteva cadre cu el, să vedeți cum se descurcă la treabă. Am pornit aspiratorul.
După cum ați văzut, aspiratorul se descurcă bine. Într-adevăr, nu are cea mai mare putere, este undeva în jurul a valorii de 10 kPa, comparativ cu un aspirator profesional, să zicem, de poate 10 ori mai scump decât acesta, care se duce undeva la 25, poate 30 de kPa. Este o diferență într-adevăr mare. Dar raportat la prețul pe care îl are și mai ales dacă aveți unelte din gama Evotools Onepto, adică gama de unelte ce funcționează cu același tip de acumulator, zic eu că este o achiziție bună dacă vă doriți un aspirator portabil pentru mașină, pentru atelier, pentru bancul de la atelier și așa mai departe. Așteptăm părerea voastră jos în secțiunea de comentarii, iar dacă vreți să aflați mai multe detalii de natură tehnică despre el, în descrierea videoclipului găsiți un link către site-ul oficial honest.ro. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să ne dați un like, un share și să vă abonați la acest canal pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!